În toamna acestui an ar putea fi necesară o revaccinare a populației din cauza apariției de noi variante ale coronavirusului. Avertizmentul a fost transmis de autoritățile britanice, care au mai spus și că intensificarea procesului de vaccinare ar putea să ducă și la noi mutații ale virusului, care să-i asigure acestuia supraviețuirea. Potrivit ministrului pentru vaccinare din Marea Britanie, Nadim Zahawi, persoanele care acum se vaccinează ar putea avea nevoie de o nouă imunizare în toamnă. În plus, vaccinarea împotriva coronavirusului ar putea deveni un proces ce ar putea fi repetat în fiecare an, la fel cum se procedează în cazul vaccinului împotriva gripei sezoniere. Oficialul britanic a avertizat că virusul va încerca să supraviețuiască vaccinului și va dezvolta noi mutații. Cu toate acestea, guvernul de la Londra este încrezător că actualele seruri de imunizare vor preveni formele severe de COVID-19. Declarațiile Ministrului Britanic al Sănătății vin pe fondul apariției unor prime informații, potrivit cărora vaccinul conceput de AstraZeneca și Universitatea Oxford deja are o eficacitate mai redusă împotriva tulpinii sudafricane. Unul dintre principalii cercetători din domeniul vaccinurilor ai Universității Oxford a precizat însă că deja se află în lucru o formă a vaccinului care să combată mai eficient tulpina sudafricană. În plus, chiar dacă testele clinice pe oameni nu au început încă noua formă a vaccinului realizat de Oxford împreună cu AstraZeneca ar urma să fie disponibil din toamnă.